Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. Iată, am început în forță noul sezon după o pauză în care am dat reluări ale emisiunilor pe care le-am realizat aici. Le-am dat întâmplător, adică să nu credeți că cineva a avut vreo preferință. Au fost alese întâmplător și pentru că toate emisiunile făcute la Corazon și la Metropola TV sunt foarte bune și sunt bune de dat în reluare. Ei, după ce am aflat despre aventura unei românce care pe vremea, înainte de 1989, de fapt chiar în 1989, a furat un pescador și a plecat din țară. Iată, acum, mie îmi face mare plăcere și chiar nu credeam că o să am ocazia să vă prezint un om care, pe lângă faptul că este bine pregătit, este un profesionist, este și un scriitor. Cred că n-ar fi vrut el neapărat să devină scriitor, dar este și un scriitor, sper eu că va fi un scriitor în vogă și că o carte sau cărțile pe care le va scrie de acum vor fi bestseller. Doamnelor și domnilor, este vorba despre Marian Tudor. Marian, bine ai venit la Corazon. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Bun, hai să fac eu așa o... uitați-vă la el. Vă puteai așa imagina, ghiciți cu ce s-a ocupat. Bine, în afară de cei care știți deja. Ați auzit de Beciu Domnesc? Eh, sigur că ați auzit. Unii chiar au fiori, da? Marian Tudor a fost cel mai tânăr, cred că, șef al arestului central. A făcut o treabă tare bună acolo și mărturie stăcar de aceasta, pe care a scris-o după ce a plecat din sistem, sistem pe care a încercat și a și reușit pe alocuri să-l schimbe, a fost acolo unde au poposit și mari vedete, adică la arestul central, da. Pe care Marian, pe mine m-a uimit umanitatea ta. Dar nu felul că m-am purtat frumos cu bogații, pentru că tu te-ai purtat frumos și cu drogații. Și absolut. Cu cei care n-aveau de niciunele și care n-aveau nici aparținători care să le aducă ceva. Așa este. Bun, deci hai să o luăm, că am vorbit eu foarte mult. Deci, Marian Tudor, a fost în ce perioadă? Ai fost în 2010-2011 am condus serviciul de reținere și arestare preventivă al Poliției Capitalei. Asta a însemnat 12 aresturi în locații diferite, dar principalul și reprezentativ era arestul central. Beciul Domnesc. Beciul Domnesc. Cine a zis? Mazăre i-a zis așa prima dată? Sau cine a zis? Da, e o poveste, nu cred că a fost pusă până acum. Porecla ne-a fost dată de polițiștii din Iași, de la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Iași. Colegii mei veneau de la escortă și au auzit colegii din Iași că spuneau, au venit ăștia de la Beciul Domnesc. Și-au dat prin stație și-au întrebat pe ceilalți de serviciu, voi știți că noi suntem Beciul Domnesc, așa ne zic ăștia prin țară. Au râs toți și acolo s-a întâmplat să fie și domnul Mazăre reținut sau arestat în momentul ăla. I s-a părut foarte bună gluma și de la dumnealui s-a propagat foarte repede în presă. Da. Da, Beciul Domnesc, acolo era arestul central. Bun. Și în postura asta ta de șef, vai, dar să citiți cartea, neapărat trebuie să luați cartea, pentru că el, cu foarte mult umor, Marian da. Povestește și despre prima lui zi, când s-a dus să fie numit șef acolo la arestul central, are numele la complicat oficial, dar noi zicem arestul central, că așa. Și ce credeți că s-a întâmplat? Era cât pe ce ca el să devină un infractor de drept comun, deoarece șefii care nu îl iubeau absolut deloc și care îi puneau bețe în roate, unii dintre ei, ce au gândit ei? Ia hai să-i facem noi un flagrant. Să-mi ce grad aveai tu? Capitan, inspector principal. Capitan, da. Da.
că domnul capitan Tudor fură curent. Adică fură curent la propriu, nu? Da. Deci greu pe mine de m-a amuzat, dar nu o găsesc acum, dar ai tu o replică aici, zice, când te duceai să constați, așa, aveai tu o replică, zice, doamne, o să ajung să fiu infractor de drept comun înainte de a fi... Înainte de a fi numit. Dar eram deja în arest, mai mult de atât nu avea să mai... Mai rău de atât nu avea să mai întâmple, eram deja în arest. Marian, foarte des oamenii din, pe care i-ai condus, unii care țineau foarte mult la tine. Și eu am ținut la ei toți. La 350 toți, da? De oameni, da. Spuneau, pe mine asta m-a mișcat așa, pentru că ei spuneau că ei practic sunt acolo ca și arestații, adică doar că ei au mai libertate, adică da. Spuneau că pe aceleași condiții proaste, cu mucegai, cu mai mult... Insecte, bacterii, virus... ace, murdare cu salivă și sânge infestat, răutăți de orice fel din partea arestaților, din partea unor alți polițiști, din partea unor alte instituții, și ei trebuia să conviețuiască, să rămână uniți, să găsească soluții acolo unde statul nu reglementase nimic. Da, și e o artă să fii, să fii capabil să treci peste... toate aceste probleme pe care le întâlnești zilnic și de foarte multe ori ele nu se repetă. Nici măcar nu pot fi procedurate toate problemele întâlnite și totul rămâne la aprecierea polițistului, polițistei în funcție de moment și împrejurare. Și el devine și psiholog, devine și cercetător științific, el face și sinteze, trebuie să ia niște decizii la secundă, fără să aibă privilegiu de a ține ședințe, de a ține ședință la ședință, de a se consulta cu anumite comisii și după care să spună rog avize, 15 avize, că eu să aprob. Nu, polițistul ăla în două secunde trebuie să ia o decizie și dacă nu e bună, răspunde. Mi-a plăcut tare mult. Am luat decizii împreună, 350 de oameni. Am văzut, da, și uite, de afară se vede cam așa treaba. Aia care sunt la arest, adică aia care țin oamenii arestați, da. Da? Bine, îi țin pentru că alții iau decizia ca absolut. Să... Da, asta, ei păzesc, escortează, le acordă drepturile. Exact, da, da, dar de regulă sunt considerați niște brute, niște oameni fără suflet, niște așa. Ori, din cartea ta și n-am... Uite, de câteva luni a apărut cartea, da? Încă n-am auzit pe nimeni să vină să spună Marian Tudor a mințit că a scris acolo. Nu, toate sunt adevărate. Tot este adevărat, da. Și am avut acceptul persoanelor pe care le-am menționat, da, în carte. Printre persoanele despre care ai scris, dar am înțeles că mai urmează mai urmează și un alt volum. Da, da, e vorba și despre senatorul Cătălin Voicu. Da. E vorba despre Sorin Ovidiu, da? Dan Diaconescu. Sorin Țerbea, că e Sorin... de la mine, da, cu Țerbea, da, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Dumnezeu să-l iată. Dar este vorba și persoane. Despre... ai aici, o să te rog mai târziu și dacă uiți să-mi amintești tu că... Da, știi, eu... Na, știi tu. cu memoria. Ai un capitol care, crede-mă, eu... L-am citit până la... De regulă citeam seara sau sâmbăta și duminica. Am terminat toată cartea, dar n-am parcurs-o așa să n-o mai las din mână, că nu, deși e o carte care nu se lasă din mână, dar care poate să fie citită și pe capitole. Da, da, și capitolul despre drogații, care erau la un alt arest pe care tu i-ai dus, dar despre viața lor, despre de trăirile lor, despre despre felul cum se manifestările lor. Deci crede-mă, am citit, am închis cartea și am spus trebuie să ies undeva, să ies, că nu, da. nu mai suportam să citesc. Adică e cumplit. Și de-aia ți-am spus și ție și cred că ar trebui, o spun și public acum, ca măcar acest capitol, bine, toată cartea ar trebui să fie un depredat, nu știu, depredat la tineri, în facultăți. Ce se întâmplă dacă ajung acolo? Însă, capitolul despre drogați ar trebui predat pentru ca tinerii să vadă ce ajung, cum ajung eu, ce epavă ajung eu, ce manifestări neomenești, animalice pot să am
când ajung în arest și nu am droguri și într-un sevraj și... Bă, e cumplit a fost... Da. Tu l-ai descris foarte bine. Eu am vrut să vorbesc despre asta pentru că episodul ăsta cu consumatorii de droguri era evitat cam de toată societatea românească. În momentul în care erau reținuți arestați, l-au luat și pe ăsta. Am scăpat de el, e vecinul de la 5. Șefii nu știau problematica și aflau doar când se întâmpla ceva foarte grav. ONG-urile, deși ne cam vizitau, destul de rar, dar veneau și în aresturi, nu veneau cu nimic în ajutorul lor. Cu medicație, cu produse de igienă, cu nimic. Cu programe de reinserție. Așa cum reiesește din carte, colegii mei fugeau de ei. Mulți dintre colegii mei fugeau de ei și este destul de dificil de făcut, de înțeles să iei 20 de consumatori de droguri din arestul secției 12, să-i muți într-o singură zi în arestul central unde aveam medici și asistente medicale și puteau supraveghea mult mai ușor, unde aveam și escortele și puteau pleca destul de rapid către spitalele de urgență și eu am considerat că a fost o măsură bună, sper că s-a menținut și cred că da. Ideea era că polițiștii din arestul central au fost speriați să nu supărăm în altele obraze ale justiției cu faptul că aducem lângă anumite VIP-uri în camerele de alături niște consumatori de droguri. După care se gândeau și este foarte des întâlnit gestul când mi se spune vezi că se supără ăștia de sus și s-ar putea să te aresteze dacă l-aduce aici lângă domnul senator sau lângă domnul miliardar. Ideea e că, indiferent de calitatea pe care o aveau arestații respectivi, din perioada 2010-2011, nu a fost nici măcar o persoană care să-mi reproșeze că i-am adus pe acei consumatori acolo. Toți i-au primit, după ce ieși din sevraj, i-au primit în camerele lor și fiecare le oferea ceva de mâncare, periuțe de dinți, șampon, săpun, din bunurile proprii. Împărțeau cu oamenii ăștia și mi s-a părut că așa pot să-i duc mai ușor în zona asta de reinserție în microsocietatea asta din arest. Da, eu cred că am procedat corect și bine și a trebuit să cer colegilor mei să aibă răbdare cu ei. Au înțeles într-un târziu, deși se temeau chiar și pentru mine, polițiștii în subordine. Da, pentru că tu ai intrat la ei, ai intrat da, și ți-ai... Da. Am avut o postare pe Facebook, am o pagină oficială Tudor Marian și spuneam că la heroină dai aspirină. Pentru că nu aveam în dotare substanțe care să substituie drogurile, e și ilegal să avem așa ceva. Și atunci am mers mult pe efectul acesta de placebo în care spărgeam aspirina, colegii mei spuneau că sunt un cadou de la medici, reprezintă cadourile medicilor pentru ei, se culcau săraci cu o țandără de aia de aspirină sub limbă și încercau să adoarmă în niște geme destul de grave. Da, e groaznic. Da, e bine ce să... e corect și nu mă gândeam să sublinez asta, dar e o idee foarte bună. Descurajează foarte mult consumul de droguri, cartea asta. Deci când vorbim de consum de droguri în licee, în școli, în facultăți, copiii, adolescenții, tinerii deja s-au plictisit de subiect. Ei știu că se consumă, ei știu după miros ce se consumă lângă ei. Au venit destul de mulți oameni să le vorbească despre stupefiante, dar foarte puțin știu cât de mult se degradează persoana care începe să consume, cât de mult se duce undeva în subteranul ființei ei și nu știe cât de mult este în stare să se autodistrugă, își distruge familia, își pierde simțurile, își pierde sănătatea, mulți mor datorită consumului de droguri. Și ce e foarte important de știut, toată lumea crede că cei care consumă droguri o fac pentru că își permit, pentru că sunt antisocial, pentru că sunt tâmpiți, dar foarte mulți ajung să consume pentru că se tem de durere, se tem de sevraj, care presupune un complex de stări fiziologice îngrozitoare. N-am crezut că o să văd oameni care își fac nevoile și le aruncă unii în alții în camerele de detenție ale unde erau consumatorii de droguri.
N-am crezut că sunt întrebat din minut în minut ce zi, în ce zi suntem. Și chiar mă întrebam cu colegii la un moment dat ce dracu declarații au dat oamenii ăștia în instanță și în fața parchetului sau poliției, că nu sunt în stare să-și spună numele complet. Deci asta e tabloul degradării complete, de aia zic că tu faci incursiuni cu promovarea cărții mai ales în zona ta. În licee. Da, am mers în comune din jurul orașului Oltenița. Am mers în Oltenița la un ONG care mi-e foarte dragă, asociație Green Space. Am mers recent în municipiul Călăraș, dar în licee am mers mai mult prin București, în școlile generale, pentru că aici locuiesc. Lucrez în Oltenița și când timpul îmi permite, fug și acolo. Fac voluntariat de vreo 20 de ani și vorbesc despre droguri. Să spunem, nu drogurilor. Am înțeles că au fost persoane care au vizitat școli și au spus că nu sunt chiar atât de rele toate. Dar eu pot să spun că un fum poate conduce un copil la un dezastru. Și familia lui și toate rudele din jurul lui și e un dezastru. Da, totul pornește de la un fum. Sunt niște efecte devastatoare. Da. De-aia trebuie cine este interesat să citească această carte. Iată, e dincolo de porțile rușinii. Tu consideri că arestul este, mă rog, considerat o rușine și chiar pentru, așa da, este și văzut. Da, vorbim puțin despre asta, da. Da, vrei să vorbim despre titlul? Da, titlul, dincolo de porțile rușinii, a fost înțeles greșit, cred că, de foarte mulți șefi din Poliția Română, pentru că am văzut anumite reacții și le-aș recomanda întâi să citească o carte și după asta să o judece. De fapt, un alt mesaj al cărții este să nu ne mai grăbim să judecăm noi pe toți. Exact, da. E obișnuința românului să-i judecăm pe toți, să condamnăm fără niciun criteriu, fără nicio informație foarte clară. Dar ideea este că, revenind la titlu, dincolo de porțile rușinii, se referă la cele porți ale arestului și le-am numit eu porțile rușinii, deci nu poliția era rușinea, nu ea pățea rușinea. Mă refer la starea persoanelor reținute sau arestate preventiv care erau conduse la arestul central. Porțile alea care se închid, se deschid încet, îi determină pe cei din escortă să aștepte cu mașinuțele acolo, unde sunt vânați de jurnaliști din diverse medii. Mulți dintre ei încearcă să surprindă imagini, să fotografieze, să pună întrebări, deși ei știu că nu vor putea să primească răspuns. Și supun omul la unui tir, persoana reținută sau arestată este supusă unui tir așa de întrebări și de imagini la care nu poate reacționa, dar toată această acțiune conduce receptorul, persoana de acasă, cititorul, telespectatorul, ascultătorul, este condus către ideea că acea persoană este deja vinovată, da. Ori ea este prezumată, persoana respectivă este prezumată nevinovată până în momentul în care este condamnată definitiv. Acolo, pe porțile alea, în general, intră oamenii arestați preventiv sau reținuți, prezumați nevinovați, dar supuși acelui tir de întrebări și de imagini, ei practic pățesc o rușine națională. E o vorbă veche din zona asta noastră, din Călăraș, că omul a pățit rușinea și, din păcate, am văzut foarte multe situații în care oameni reținți sau arestați preventiv, care au fost supuși acestor tiruri, nu vinuiesc presa, pentru că oamenii din presă încearcă să-și facă meseria. Ei vin cu informațiile pe care le dețin și le oferă publicului. Dar foarte multe persoane dintre cele reținute sau arestate au fost puse în libertate. Și, din păcate, pentru ele nu mai beneficiază de aceeași atenție din partea publicului, pentru că dacă publicul ar cere, presa s-ar orienta și spre zona asta de punere în libertate. Un pic te contrazic. De multe ori chiar jurnaliștii îi consideră, pentru că ei nu întreabă, nu știi întrebările alea. Dar de ce ați furat? Dar cât ați furat? Dar de ce? Adică, asta este un principiu al dreptului, al democrației, este prezumția de nevinovăție. Și asta mi-a plăcut, mie teribil. Asta, da. Da, deci eu am rămas șocată. Există oameni față de care, să zicem, eu am anumite, poate antipatie mult spus, poate am anumite rețineri sau așa, și când citim cartea, mă tot întreba,
Omul ăsta cum a fost atât de omenos? Da. Adică să-i tratezi atât de... Și veneau la omenos. Tine în birou. Adică biroul tău era deschis pentru orice deținut. În orice moment al zilei. Mai și erau să le amintim pe doamnele Andreea și... Secretarele Andreea, da, și Andrada, da. Andrada. Minunate. Care... Două colegi minunate. Da, care... Au ajutat foarte mult. Se ocupau de... Erau și ghidușe ele, așa. Mă susțineau foarte mult. Da. Da. Vreau să revin la... La titlu, da. La ce vorbeam mai devreme. La calitatea acelor poețiști de care lucrează la arest, la cum sunt ei construiți și la cum sunt ei văzuți de societate. Într-adevăr, primul impact e că ei sunt de o calitate mai slabă profesional decât a celorlalți, scriu despre asta în carte. Aparținătorii văd ca fiind reprezentanții sistemului de opresiune și m-am luptat foarte mult cu ideea asta, enorm. M-am luptat în primul rând în cadrul instituției, pentru că trebuia să fac să înțeleagă polițiștii de la crimă organizată sau de la investigații criminale, care sunt într-adevăr implicați în investigarea unei infracțiuni mai cu un pericol social deosebit de grav. Ridicat. Da? Și comparând munca lor cu munca celor care doar păzesc sau escortează, fără să vrem, îi situăm pe cei de la arest undeva într-o zonă inferioară. Dar am scris și în carte și am avut discuții și în ședințe de conducere în Poliția Română. Invitam polițiștii care mergeau în investigații criminale sau cei care se situau singuri într-o poziție superioară celor de la arest să vină să deschidă o ușă de arest, de cameră de arest, unde ar putea găsi înăuntru 6, 8, 10, 12 arestați, 4 dintre ei criminali, 3 din zona de combatere a crimei organizate și restul din diverse infracțiuni, fără pistol, fără cătușe, fără tonfă, fără gaz, îi poftesc să te urmeze într-o zonă să-și îndeplinească niște sarcini. Și ei îl urmează. Să nu credem că unii nu vociferează. Să nu credem că unii nu îi înjură pe polițiștii ăia. Dar el singur poate să facă față unui grup de 8-10 persoane și știe, are măestria asta de a vorbi are cu ei. Are tact, da, da, da. Nu spun că ei sunt profesori universitari sau vin dintr-o zonă foarte îndelicată, cum ziceau clienții noștri, dar ei pot să facă față unor situații de-astea de criză, polițiștii de la arest, și mi-a plăcut foarte mult să vorbesc despre ei în Biroul Național Interpol. Am constatat că era o cerere foarte mare de polițiști pentru escortarea românilor arestați în țările Uniunii Europene, care trebuia să fie extradați și aduși și în România. Și atunci, poliția română căuta polițiști care să suplinească polițiștii de la BNI, Biroul Național Interpol, iar eu m-am oferit să trimit 5 polițiști în fiecare săptămână de la serviciul de arestare, reținere și arestare preventivă, să-i însoțească pe cei de la Biroul Național Interpol. Șefii centrelor trebuia să-mi dea mie în fiecare săptămână 5 polițiști foarte buni, să-mi dea o listă cu ei, îi alegeam pe cei 5 și ei plecau în escortă și am reușit să fac două lucruri senzaționale prin asta. Nu aveam la dispoziție bani să le dau prime celor meritoși, nu puteam să le dau libere, că și eu am plecat cu destul de multe zile de concediu minus din Poliția Română, aveam de încasa bani, am plecat când am demisionat și mi-am luat la revedere de la ele, dar am reușit să îi ofer acestui om care pleacă pentru două zile într-o țară străină să vadă o capitală europeană. Mulți dintre cei pe care am trimis au mărturisit că ei n-au văzut, fiind din București, ei nu văzuseră satul mare, Timișoara, Sibiu. Și să vină acasă și să povestească familie și rude, am fost la Madrid. Era ceva minunat pentru ei, au simțit că merită, că sunt văzuți bine de mine și de șefilor. Pe de altă parte, cei din Biroul Național Interpol și din IGP au văzut că polițiștii de la arest se ridică sunt la același nivel cu cei de acolo și pot să îi ajute și chiar erau mai buni în escortare, se comportau la fel de corect și de bine ca și ceilalți și am reușit să integrez așa cumva în corpul poliției române și pe cei de la arest. Am avut eu câteva idei să pot să le aduc și un spor de toxicitate, dar n-am reușit. E un aer... Da, a inovat mult și vreau să mai
Mă refer foarte pe scurt la un capitol care ia... Bine, toată cartea, îți spun, mi-a plăcut teribil. Apropo de escortare, cu acel deținut periculos care urma să fie dus în Belgia, da? Și atunci ai avut un flair extraordinar. A fost, cred că, cea mai grea perioadă din viața mea. În acele zile am trăit, nu știu, am trăit la rece și greu. Eu chiar m-am întrebat că probabil omul ți-a și spus că el va fi liber cândva, da, și așa. Și va veni după mine, da. Da, și nu ți-e teamă? M-am temut. Cred că timpul cumva l-a făcut să înțeleagă că nu era nimic personal din partea mea pentru el. El a pus foarte multă patimă în relația cu el, mine. El practic voia să-și pregătise un plan să evadeze. El a avut pe plan drumul, să evadeze. A încercat, planul lui a fost să evadeze din arestul central. Când a văzut că nu funcționa, s-a gândit să evadeze în momentul în care era escortat de polițiștii belgieni în Bruxelles. La forța pe care avea și tacticile militare pe care și le însușise în timp, cu siguranță putea să ia o statece în avion. Mie mi-a rupt cu pumnii și picioarele, mi-a rupt zăvoarele ușii de la camera de arest și atunci am înțeles că e un pericol pentru noi toți. Și atunci am reușit împreună cu... I-am spus șefului poliției române despre situația pe care o întâlnisem, câtorva șefi din Inspectoratul General. Am mers la Biroul Național Interpol și prin colaborare am făcut autoritățile belgiene să înțeleagă că vine un mare pericol spre ei și au trimis 6 luptători din trupe speciale cu un avion militar. N-am văzut până atunci așa ceva, cred că nici nu s-a mai întâmplat așa ceva, să vină un avion militar special pentru un arestat. Nici el nu a crezut că îl voi duce legat la mâini, la picioare, legat la ochi. A fost profund descurajat și dezamăgit că nu i-a ieșit. Da, 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 a fost cam firme. Da, da, exact. Da, asta... Da, mi-a ieșit. Zona asta mi-a ieșit bine. Ți-a ieșit foarte bine și hai să nu mai povestim, da, dacă mai stăm mult, să nu sunt mai... Sigur. Și ziceam cam și eu, că știi ce te-am chemat la emisiune, nu? Să vorbim mai mult decât să am vorbit mai mult oră. Și să vindem cartea, să-mi să iau și eu procent din... Să vindem cartea, da. Am înnebunit cu asta. Da. Am zis că, bine, noi ne-am cunoscut nu de foarte mult timp. Eu am fost tare, tare încântată. Mai ales că mă așteptam să dau așa peste un, o persoană rigidă care... Un polițist de ăsta bățos, așa, da? Da, 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 da. Și am fost atât de... am stat de povești atât de mult și așa și asta era gluma mea preferată. Pe care inițial a luat-o ad liter. Da. Că vreau să vând în cartea ca să mi... Bine, sigur că da, dacă se vând vreo 5 milioane de exemplare, da. Da. Și merită, să știți. Să știți că merită. Eu vreau să fie discutată cartea asta. Îmi doresc atât de mult. Da, de-aia ne-am și întâlnit. Bun, deci ești cam inconștient, așa să spui, că poate i-a trecută lui Afuria pe mine. Nu, adică, nu i-a trecut, nu? Sigur, n-a uitat el tot. A fost undeva acolo în adâncul lui. Nu trește o dragoste pentru mine, sunt sigur. Nu, dar nu numai el. Bine, cu majoritatea, pe majoritatea celor pe care i-ai tratat acolo... Adică cred că măcar la o cafea tot omenia și faptul că deci pentru acest om nu există, adică vine unul despre care toată lumea vuiește presa că a furat, că a făcut, că nu știu ce, și el, adică cu atâta cu înțelegere, cu bunăvoință, cu delicatețe față de familie, să nu-l da. Deci, nu, e chiar ești un ciudat, adică chiar cred că când ai plecat din poliția o să ia, Doamne, bine că a plecat tu, doar da, că ne strica da, da, toată. Da, am întâlnit vreo doi șefi, dar unul m-a marcat așa în întâlnirea pe care am avut-o, m-a marcat în sens dezamăgitor. Nu a putut să înțeleagă faptul că persoanele reținute, arestate, condamnate, au drepturi. Deci nu a putut să creadă lucrul ăsta. Și dacă eu în 2010 am încercat să pun în aplicare o lege emisă de Parlamentul României din 2006,
Deci am încercat care să nu aduc... Care nu se aplica din... Nu se aplica. De patru ani nu s-a aplicat. Nu se aplica. Da? Și eu când am venit cu acele drepturi, cu nimic mai mult, am fost cumva învinuit că favorizez arestații. Da, poate care că nu știu ce ți-au dat, scrie și poate, asta, da, 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 pentru merită, că eu am fost da. Cercetat de serviciul de reține, de control intern al Poliției Capitalei și undeva într-o rezoluție spunea serviciul acela că am încălcat articolul 16 alineatul 2 din Constituția României. Nimeni nu e mai presus de lege. Și am realizat că eu fusese mai presus de lege și am fost amuzat de faptul că 43 de ofițeri trimiși să mă cercete, 43 de oameni, mi-a părut că n-am adus încă unul, că atât e capacitatea unui autobuz. Deci au lăsat un loc liber. Probabil că trebuia să mă ia cu ei. 43 de ofițeri au concluzionat cumva că eu am încălcat Constituția României. Și m-au adresat Curții Constituționale și am întrebat dacă există privilegiul ăsta să primim o delegare de competență. Dacă ei și-au delegat competențele că Serviciul Control Intern, 9 judecători către 43 de polițiști și dacă da, care ar fi sancțiunea? Dacă eu am încălcat Constituția României, care ar fi sancțiunea pentru un polițist? Evident că am folosit câteva răspunsuri în contestația pe care am depus-o și am câștigat. Am reușit să anulez acel act administrativ al Serviciului Control Intern, dar s-a ajuns până în zona asta pentru că acel șef și câțiva oameni care, din păcate, făceau parte din colectivul serviciului, nu au înțeles că trebuia să acordăm drepturile, nici măcar n-au înțeles că trebuia să le urmărească toate obligațiile, pentru că au și obligații acele persoane și au fost foarte încântați doar să mă vadă pe mine o țintă profesională. Există undeva ce un vocabular că l-am tulburat, făcut pe... liniștea și... Da, am avut niște probleme... niște erupții pe piele, nu dormeam nopțile, m-am ajuns pe la spitalul de urgență de vreo două ori. Nervii au fost foarte întinși în perioada aia și cred că a fost o perioadă mai cruntă și mai grea decât cea în care am conviețuit cu acel domn Murgoci, criminalul pe care l-am trimis în Belgia. E mult mai trist să vezi că cei cu care lucrezi nu te înțeleg și te duc în zona asta. Nu te înțeleg, e una, dar că să-ți facă toate mizerile pe care, multe mizerii și pe care probabil doar câteva ai scris tu în cartea asta, dar... Eu aș vrea să revin puțin la cele două colege, la Andrada și la Andreea, erau secretarele mele. M-a ajutat foarte mult cu... situații pe care trebuia să le raportez, cu m-a ajutat să facem analize împreună, preluat tot felul de apeluri, dar ele au venit și în completare așa la zona asta pe care încercam eu să o acopăr numai cu bărbați, au venit ele cu drăgăleșenii așa și au încercat să aducă frumusețe în viața oamenilor. Și cred că am povestit cu buchetul de flori. Cu buchetul, cu buchetul de flori. Da. Buchetul de flori pentru mine a fost un exemplu senzațional și a fost acceptat de toți arestații, de toți avocații, de toți aparținătorii, ambasadori, cine se mai afla în clădire. Un arestat cu un venit extrem de scăzut primește vizita soției, care de obicei venea cu câteva felii de mezel și o pâine. Ăsta era tot pachetul pentru o săptămână. Și înainte de a fi scos din cameră, nu mai știu dacă Andrada sau Andreea, au venit la mine și mi-a zis, știți, a venit soția arestatului ăsta și azi e ziua ei. Ce aș putea să fac eu? Adică dacă e ziua ei, ce în care, cum de problemă? Păi mă negnea să-i luăm un buchet cu flori. Și a luat un buchet de flori din piața de flori care era lângă noi, a costat 50 de lei. A coborât una dintre ele, dacă nu chiar amândouă, au scos cu... mascații pe care aveam acolo colegi, l-au scos pe arestat fără cătușe, că nu vroiam să-i scoatem pe cei care nu erau periculoși cu cătușe. A ieșit omul cu buchetul de flori în mână și a parcurs 800 de metri de arest, de holuri de arest. Au ieșit undeva la etajul unde erau birourile, traversează toată zona aia de vizite, salută avocații, salută polițiștii și oferă florile soției. Nu cred că a fost, scuze,
Nu cred că a fost persoană care să fi trăit momentul să nu fi avut o lacrimă sau să nu fi aplaudat 50 de lei. Poate că unii dintre cei care n-au înțeles ce înseamnă ar fi putut să folosească și asta împotriva mea, dar vă spun sigur că am avut și discuții cu procurori din Direcția Națională Anticorupție și le spuneam că nu cred că atenția parchetului general, de pe lângă Înalta Curte Casației și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, ar trebui să plece asupra unui covrig sau asupra unui pahar cu cola sau asupra unui buchet de trandafiri sau de garafe. Nu ăla e obiectivul major al unității de parchet și îmi spuneau și dumnealor că, într-adevăr, nu asta e ținta lor. Și au fost situații unde conducerea de neam a sunat și m-a întrebat cum am putea să ajutăm o persoană care i-a murit mama. Cum am putea să ducem persoana respectivă la capelă. Iar mi-a ridicat o minge la fileu în momentul ăla, pentru că toate aresturile din România erau obligate să respecte un ordin al ministrului, administrației și internelor, undeva din anii 98, cred, ordin care, potrivit legii, în 2006 nu mai putea fi aplicat, el se aplica și în 2010, a făcut obiectul tuturor certurilor mele cu juriștii din Poliția Capitalei, Poliția Română, Ministerul Administrației și Internelor. Toți îmi spuneau că se poate aplica acest ordin până acolo unde normele lui sunt contrazise de legi aflate în vigoare. Și azi, dumneavoastră, crezi că polițistul care deschide ușa, stă să facă o analiză de caz, stă să fie profesor de procedură penală sau de execuțional penal, el trebuie să știe simplu. Eu trebuie să fac asta și să o fac bine, atât. Nu am făcut bine, el răspunde. Mă rog, asta era o discuție separată. Și am stat și m-am gândit, ordinul ăsta, am spus clar că nu se poate aplica, eu am spus asta, trebuie să susțin asta și am spus procurorului șef adjunct al DNA că tot ce nu mi este interzis, prin urmare mi este permis. Și am făcut eu așa o procedură care s-a aplicat în mult timp, sper să se aplice și acum. Am mers cu persoana arestată în județul respectiv, am mers la capelă, i-am cumpărat și lui vreo 2 sau 4 flori pentru înmormântare, am primit un covrig șocola, pomană, ne-a spus cineva de acolo la cap, știți, vă filmează cineva din cimitir. Foarte bine, nicio problemă, am vărsat puțin pe pământ, am luat o gură, era normal, era pomană, nu era... Deci act de corupție. Să fii acuzat că da, ai luat... poți fi acuzat, sigur. Nu, și mai era asta, că îi poți scoate cătușele omului, adică să nu-l duci la căpătâiul mamei moarte și el, dacă nu este violent. Nu-și găsește sensul prezenței. Dacă e violent, nu-l duci. Da. Am luat toate măsurile la care nu s-ar fi gândit mulți, dar le-am luat pe toate, a fost o siguranță maximă. Am fost felicitat pentru asta, mi s-a mulțumit pentru asta, dar cel mai mult m-a liniștit și m-a mulțumit când am văzut omul ăla, că ne-a luat în brațe pe noi polițiștii și ne-a mulțumit. A fost minunat. Da. Da, practic putem spune că ai revoluționat sistemul. Pot să spun că l-am revoluționat atunci când am demonstrat că acel ordin nu putea fi aplicat. Nu doar cu asta, în general. Am reușit așa. Să aduc lucruri noi acolo. A fost un act, pe cât de simplu mi s-a părut, pe atât de benefic și complex s-a părut pentru toată poliția română. Erau reținuți și arestați, veniți din cetățenii altor state. Și pentru asta există consuli, probleme de cetățenie a fiecărui stat, care vin să-și viziteze... să-i viziteze la arest, să le spună care sunt drepturile, care sunt obligațiile, să ia legătura ulterior cu familia, dar în primul rând să asigure un dialog. Și am realizat că veneau foarte multe vizite, inclusiv ambasadori veneau, cu personal de rang 1 sau de 2, rangul 2 din ambasadă, și atunci am zis, dar drepturile și obligațiile sunt aceleași pentru toate aresturile din România. Păi noi interesa București. Am mers la directorul general, la domnul Guran, și i-am spus, știți, aș vrea să trimit lista asta de drepturi și obligații tuturor ambasadelor și consulatelor din România să mi le traducă, pentru că eu să le pot prezenta reținuților și arestaților cu ștampila oficială a entității respective. A fost de acord, le-am trimis, cei drept mă sfătuisem înainte cu doamna ambasadora Olandei și cu un domn din Consulatul Statelor Unite ale Americii, cred că era consulat general, nu era ambasadă atunci,
Ei au zis, dă-mi-le că așa ne ușurez munca și reușim după aia să discutăm. A, și cu un domn consul al Bulgariei discutasem despre asta. Ideea e că atât de încântați au fost cei din misiune diplomatice, încât mi-au răspuns foarte repede apelului. Din păcate, nu au respectat același traseu poziția capitalei ambasade și ei au respectat traseul diplomatic MAE, MAI, IGPR, Direcția Generală de Poziția Capitalei. Doar că IGP-ul a zis, datorită politicilor noastre în care încercăm să aducem, să îmbunătățim condițiile în aresturi, ne-am gândit să implementați asta. Urgent, altfel veți fi sancționați. Și eu, care inițiasem procedura, m-am trezit că sunt și amenințat că dacă nu o implementez rapid, pot să fiu sancționat. Important a fost că informația a ajuns la toți arestații din București, în toate centrele, după care a fost dată către toate centrele din țară și pentru că reușesc să mă împrietenesc cu directori din penitenciarele Jilava și Rahova, dumneavoastră mi-au cerut să le predau. Era aceeași listă de drepturi și obligații și pentru condamnați. Au fost preluate și de penitenciarele din România și atunci, deodată, 33-34 de mii de persoane au putut să aibă în fața ochilor acele liste semnate de ambasadori. Bun, asta e o mică parte din ce am reușit să aduc acolo. Da. Ai foarte multe realizări și mai avem foarte puțin timp din emisiune. Da. Emisiune care, în care tratăm de regulă, uite, trebuia să încep așa. Și când te-ai născut tu, cum era și cum ți-a venit ideea așa. Dar a fost tare interesant și doar o mică parte. Dar așa pe final, ca să te cunoască lumea, pentru că poate vei spune că zic vorbe mari, dar oameni ca tine, poate că se nasc mulți, dar oameni ca tine care se formează, care se implică, sunt foarte puțini. De unde crezi tu că vine spiritul ăsta al tău? Așa erai de mic? Că tu de mic voiai să te faci polițist, nu? Eu cred că ține foarte mult de modul în care am crescut în familie, ține foarte mult de mediul în care am trăit și de colegii pe care am avut în academie. Am avut colegi minunați, îi salut de fiecare dată când reușesc. Un impact foarte mare asupra mea ca persoană, ca șef, l-a avut și acea perioadă de 2 ani de la serviciul de reținere și arestare preventivă, pentru că m-am lovit de tristețe, de boli, de moarte, de amenințări, de oameni puși în situații limită și am realizat că e gratis să faci bine, e bine să faci bine, e bine să răspunzi prompt atunci când trebuie și să nu ai nicio ezitare în a face bine ce faci și corect, chiar dacă doare. Dar cred că m-am construit printr-un complex de împrejurări. Eu asta încerc acum să fac și dacă mi-e permis chiar aș încerca să duc mesajul ăsta. Intenția mea este să merg cu ideile din carte să le discut în mediul universitar și mă bucur că Academia de Poliție a înțeles lucrul ăsta. M-a invitat de 3 ori și am avut o invitație acum pentru începutul anului universitar în octombrie să vin să vorbesc studenților. Aș vrea să încurajez studenții Academiei de Poliție să devină ofițeri. Li se spune de prea multe ori că poliția nu mai este ce a fost, că salariile sunt mici, că infractorii au mai multe drepturi decât ei, dar eu cred că oamenii care le spun asta sunt oameni care n-au experiențe de viață sau au o experiență tristă, sunt oameni care nu merită să fie lângă ei și n-ar trebui să ia în seamă. Vreau să le cresc încrederea în ei, studenților, și i-am văzut că au primit cu bine mesajul, dar aș vrea ca oamenii să uite cu mai multă înțelegere despre Academia de Poliție, spre tineri ofițeri care ies, fete sau băieți, pentru că ei ies de acolo cu niște informații, sunt neprihăniți, nu au luat decizii să fie puși la perete și chiar dacă vor greși, ar trebui să primească suportul nostru al tuturor. Și mai ales trebuie ei să facă în așa fel încât să crească nivelul de încredere. Și de încredere, da. Pentru absolut. Că, uite, eu am nepoțele, da? Și treceam odată și era o mașină a poliției, staționa, că era închis centru, mă rog, știi?
Și ele se uitau așa la mașină și atunci erau doi polițiști, au început să se joace cu luminile, așa, și da, și chiar le-au zâmbit, le-au făcut. Și, adică, și le-am spus, și eu și fiica mea, uite, când aveți, adică, că dacă ai probleme, trebuie să știi să alergi la poliție, nu de poliție. Da, da, da. Bun, așa tu sigur, se întâmple. Tu sigur se întâmplă vorbești și lucruri rele. Tu vorbești la... și e foarte bine că vorbești de bine sistemul, însă de multe ori, și sunt și exemple concrete urite. În care este mai bine să fugi de poliție, nu pentru că ești infractor, ci pentru că poliția ți-ar putea face mai mare rău decât... Au fost și cazuri și multe. Tocmai aici cred că pierde poliția. Prin faptul că atunci când se întâmplă ceva urât, tendința este de a apăra, de a proteja situația, de a ne face că nu vedem, de a încerca să lăsăm așa lucrurile în două, trei sensuri și fiecare își găsește răspunsul acolo unde vrea el și așteaptă să se întâmple altceva pentru ca acel lucru să se acopere. Eu am lucrat și în direcția control intern în poliția română, fără să vreau, am ajuns și acolo. Și dacă voi reuși să scriu, voi scrie și de perioada aceea. Și veți vedea ce situații triste, groaznice am întâlnit în care polițiști uitaseră să fie polițiști. Uitaseră, nu? Ăsta a fost și motivul pentru care am demisionat. În noiembrie 2014 am demisionat în urma unui control din Satu Mare. Am văzut ce s-a întâmplat acolo și cum am întors. Da, le-ai și descris. Da. Hai să revenim, că s-a terminat emisiunea. Sigur. Deci spune-ne unde poate, uitați, cartea aceasta, da? Dincolo de Porțile Rușinii, apărută la editura Curtea Veche. Și cred că este în toate librările, se poate comanda și online, se da? Se poate comanda și online și este deja în Cărturești, Humanitas Libris Librarium și a apărut și în librării mai micuțe. Dar poate fi găsită în toată țara. Am găsit-o acum și în, dacă pot spune, în Carrefour. Există o zonă Cărturești. Nu poți, dar mă rog. Scuze, am fost atât de încântat să-mi văd cartea pe un raft. Mega, haide, da, cam scuze, așa, era, oriunde. Da, e, da. Eu, da, nu prea sunt familiarizat cu zona asta de media și... Trebuie, spun, va trebui. Da, va trebui să învăț. Da, deci este peste tot, se poate găsi și online, ai spus, se poate de la editură, da? Da. Și să nu uităm apelul și al meu în special, apel, nu știu alții ce fac, dar eu aici, de la emisiunea Corazon, fac un apel către conducerile școlilor, a facultăților, să-l chemați pe omul ăsta. Are da. Și serviciu, dar da, ar fi bine. Uite, eu te-aș vedea, mă rog, că ai, faci cu pasiune și ceea ce faci și asta este un subiect de alte cărți. Da, sigur. Da? Să-l chemați, pentru că el este cel care poate să le spună concret tinerilor, uitați ce se întâmplă dacă ajungeți aici, la Beciul Domnesc. Acum am o discuție cu Universitatea Babeș-Bolyai, mi-a spus să revin pe 3 septembrie cu un mail și e posibil să mă prezint în fața celor de la Facultatea de Drept, dar cred că e aplicabil și celor de la Sociologie, de la SNSPA, că tot e în vogă acum. Da, da. Da. Psihologie are multă da. Aplicabilitate. Și să știi, tu zici da, că ai fost și la școli. Da. Ai fost acolo la tine la Oltenița, că n-am apucat să vorbim, da. Dar mai facem o emisiune. Da, trebuie. Bine, neapărat. Noi am zis că trebuie să facem un podcast ca să terminăm toate poveștile. Mi-aș dori foarte mult. Marian Tudor, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, dragă Marian, pentru că ai venit. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut și îți mulțumesc că ești un exemplu. Mulțumesc. Chiar mulți ar trebui să se mândrească cu tine. Mulțumesc frumos. Sunt bucuros că am venit la noastră. Mulțumesc colegilor care m-au ajutat astăzi. Mulțumesc colegilor din regie, colegilor de aici, din platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră și chiar sper din tot sufletul să vă uitați la această emisiune și o veți găsi și online după ce se difuzează, să o dați mai departe, pentru că Marian Tudor merită. El ca persoană și ceea ce ne spune despre societatea în care trăim. Eu vă doresc să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la Corazon. La revedere!